Bună dimineața! Ne apucăm să semănăm și noi câteva plante ca să avem ce pune în grădină. Uite așa, facem niște șanzulețe cu o șipcă. După care o să punem semințele. Avem și ardei, avem și roșii de semănat. Am pus un pic de pauză, am terminat de făcut șanțuri, așa, ca să putem să semănăm pe patul ăsta care l-avem aici. Am pregătit câteva niște sămânțe de ardei capia, niște roșii românești, ghitia, cele mai bune roșii care le-am avut de când plantez, niște ardei iuți, niște ardei semi, că trebuie să de astea. Și acum să pregătesc sămânța să mă, să semăn. Pun un pic de pauză și revin după ce pregătesc sămânța. Am desfăcut plicul de ardei iute. Am scos sămânța, am pus aici pe un carton ca să putem să luăm ușor să semănăm. Este să văd că este o sămânță netratată. E foarte bine dacă e netratată, pentru că eu de regulă nu tratez sămânțele când le semăn. Și acum, uite așa, pun aici așa pe rândul ăsta. După care am niște mranțe vechi de 5-6 ani, pus acolo niște gunoi la fermentat. Și presări deasupra peste ele. Uite așa, pun până la jumătatea rândului. Că partea cealaltă punem altceva. Pentru că aceste plante care le semănăm, le punem afară. Uite așa. Deci astea două rânduri ne ajunge pentru ardeiuț. Acum să pregătim ardeiul semi-iute. Asta-i. Ia spun pauză că nu pot să lucrez cu o mână. Ardei iute iese direct într-o pungă simplă. Celălalt a fost în două pungi și o pungă aia micuță albă care se vede acolo de sub, în care era sigilată. Aici tot la fel o să iau, să pun două capte de rând, pentru că îmi ajunge. Uite așa. Bun, și le sturn aici. Așa. Și acum încep să pun și din ăștia. Și aici o să-mi fac o etichetă cu hârtie și prind pe capătul. Uite așa. Deci am pus două rânduri de iute, două rânduri ardei semi iute. Acum le pun pe astea aici și o să pregătesc ardeiul capia.
O să trebuie să tai plicul, n-am cum să tai cu mână, pun pauză. Am desfăcut de capia, iar mă bucur că e netratată sămânța cu pesticide. Și acum o să semăn și două rânduri de ardei capia. Pentru că eu aceste culturi le pun afară, nu le pun în solar. De asta am le semăn târziu, ca să nu mai pot fi nevoie de făcut focul aici pentru căldură. Toate că înainte pe masa asta toată, cât o vedeți aici așa, are 6 metri cu 2 metri. Semănam răsaduri pentru o jumătate de hectar în câmp. Acum nu mai semăn în câmp nimic, nu mai pun. Pentru că am constatat că e muncă multă și nu pot să fac față. Așa că am hotărât să amân numai, să pun numai în grădină. Am pus și două rânduri din astea. Am desfăcut și roșia românească, dar tocmai că la roșia românească este tratată cu fungicide, dar nu o să mai vadă altele. Pentru că eu nu le stropesc cu fungicide din astea, adică dacă dau ceva de bază de cupru pentru întăriri, dar de regulă le stropesc cu biohumusol. Dacă vreți să vedeți despre produsele biohumusol, le găsiți pe grupul BHS, reprezentant Mircea Voinea. El este care se ocupă cu produsele astea biologice, produse naturale, produs din extras de humus de râmă. Locuiește prin zona Buzăului, nu știu exact unde, dar ne cunoaștem de ani mulți și totuși n-am reușit să-i fac o vizită. Dar sigur o să-i fac până la urmă. Într-o zi de sărbătoare, când cred că o să fie acasă, deja le mai presez un pic cu mâna, că el trebuie să fie cam la 2 cm semănate de adâncime. Vreau să le fac, că am pus 3 rânduri, mai pun. Croșii trebuie să mai multe. Pentru că din ele facem și bulion, și zarzavaturile, cine trebuie, roșii trebuie mai multe. Așa că semănăm mai multe, mai bine să rămână răsaduri decât să n-ajungă. Scuzați, poate de multe ori n-am prins pe cameră chiar poziția cum trebuie, dar și cu mână după, ochii după sămânță, cu mâna pe unii semăn. Uite așa. Și sigur o să mi ajungă și sămânțurile astea. Deci, acum le mai presez un pic așa. După care avem niște mranițe vechi de câțiva ani care să o acoperim cu ea. Le mai presez un pic, încă nu au 2 cm șanțulețele mele.
Le mai presez un pic. Așa, punem un pic de pauză și aducem. Am adus în vânița asta niște mrăniță foarte veche, de are, cred, 4, 5, 6 ani. Și acum presăr așa un pic peste ele ca să le acopăr. De așa. Am terminat de acoperit și acum am adus o șipcă care bat așa un pic. Nevasta mea a adus un pic de apă ca să le și udăm. Așa, mulțumesc, mama. Am o mică stropitoare de 5 litri. Ia să văd cât, cum e. Mi-au adus apă caldă. Ca să le dăm cu apă caldă din prima. Uite așa, dăm acum un pic de apă. După care o să mai revină peste o oră, două, pentru că pământul tot este uscat pe pat aici. Uite așa. Care peste o oră, două, o să revină. Deci am și udat, cam atât pe astăzi. Rămâne când mai semănăm sau când mai facem altceva. O zi bună!